Marți 7 iunie, timp de ore, angajații Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș au declanșat un protest, sau mai bine zis, o grevă de avertisment, prin care au dorit să tragă un semnal de alarmă privind salariile prea mici. Deși se aflau în grevă, comisarii au efectuat acțiuni de consiliere. Am vrut să aducem la cunoștința guvernanților faptul că este o mare neconcordanță între nivelul salariilor noastre și activitatea pe care o depunem în cadrul acestei instituții. Este un semnal de alarmă referitor la salariile comisarilor care își desfășoară activitatea în cadrul acestui comisariat. La nivelul unui an se depun la comisariat în jur de 1600 de reclamații, de care trebuie să se ocupe un grup de doar 9 comisari cu drept de control, angajați momentan la CJPC Mureș. În cursul anului trecut, de exemplu, am avut în jur de 80% de reclamații soluționate în favoarea reclamanților, a consumatorilor. Restul reclamațiilor au fost neîntemeiate sau redirecționate către alte instituții cu drept de cercetare și de soluționare a reclamațiilor. În speță au fost jocurile de noroc și asigurările. Printre revendicările angajaților s-a numărat și egalizarea salariilor pentru funcționarii care au aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.